La mer est ton miroir. Tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Este prima strofă. Într-un poem celebru al lui Baudelaire, este un poem care are o vastă deschidere, nu doar, zicem, spre tematica marină, ci merge mai departe spre ceea ce ar însemna un fel de simbol marot al lui Baudelaire, albatrosul, un alt poem celebru al albatrosul. Se poate spune foarte simplu că și Baudelaire a fost un albatros în perioada sa, un albatros naufragiat pe într-un Paris bun, într-un Paris boem, într-un Paris dandy, într-un Paris de o efervescență culturală extraordinară, dar pe de altă parte cu suficient bigotism în el, să nu uităm de acel trist proces din 57-1857, deci de condamnare a volumului său de debut și singurul lui volum de poeme flotele lui. Haideți să prezentăm autorul nostru. Și să menționăm că discuția noastră cadrează cu bicentenarul și să menționăm, bineînțeles, și anul. Se naște la Paris și moare, de fapt, la Paris. În 1821 se naște acest geniu al poeziei moderne și premoderniste. Este un geniu care lansează un titlu și o poetică la un orizont neștiut, de fapt sparge orizontul. Și acum, spontan mi-a venit o altă imagine a altui autor care a spart orizonturile și a produs un șoc cultural, este Franz Kafka. La Kafka era toporul care ar trebui să spargă gheața ca să ajungă la inimile cititorului. Când îl citeau alți autori, unul dintre ei a căzut și din pat la propriu, când a citit fraza. Și Florile râului, care este piesa de rezistență a acestui autor, probabil a produs același efect. La el nu era toporul, putea să fie orice altceva, de fapt putea să fie și splinul. Și șahonul, și huitul, da, care bănesc a șocat foarte tare. Exact. Pentru că să ne amintim că suntem în secolul XIX și poezia e ceva frumos. Înaintea lui Baudelaire, Hugo, Lamartine și alții au scris o poezie eminamente solemnă, cu valori etice, morale, tot ce, mă rog, înseamnă o anumită estetică a frumosului și vine Baudelaire în care, deci cu o poetică în care splinul, în care prostituata așa are locul, în care hoitul înseamnă frumusețe, cu acea teribilă strofă că iubit-o așa, deci eu voi păstra din tine ceea ce este frumos, dar asta deci, rămâne de la pământul. Adică sunt niște răsturnări atât de bruște în cadrul unei poetici în cadrul unei tradiții seculare. Să nu uităm că poezia franceză are o tradiție extraordinară, încât eu înțeleg într-un fel șocul pe care l-a produs și înțeleg și reacția celor care l-au dat în judecată, pentru că atât de tare nu capra cu tot ce însemna cultura oficială, încât, ca și apropo, ca și romanul lui Flaubert, Madame Bovary, care a avut în fond aceeași soartă. Deci tot și în același an. Și în același an, culmea, da. Deci, și din cât îmi amintesc din istoria teatrului, unul a luat apărarea celuilor. Deci a fost și o solidaritate, nu doar ca niște autori persecutați, dar autori care propuneau o altă estetică. Haideți iar și o spunem din capul locului, pentru că după aceea vom aprofunda. Și Baudelaire și Flaubert sunt kilometru zero al unor alte poetici. Flaubert în domeniul romanului, Flaubert a făcut o revoluție extraordinară în roman, deci punând accentul deja pe frazare, pe scriitură, după ce Balzac și ceilalți au vorbit, au fost un fel de experți ai societății, au pus în circulație idei, ori Flaubert a recentrat lucrul scriitorului pe frazare, pe scriitură, pe felul în care este construit textul și Baudelaire cu o estetică a unui clipuri convențional vorbind, dar scris extraordinar de frumos. Apropo, comparația cu Kafka este foarte bună, pentru că și în cazul lui Kafka avem de-a face cu o scritură extrem de elegantă, dar cu o lume extrem de urâtă. Deci el scrie cu o frumusețe pur și simplu inuit, cum zic francezii, despre urățenie și textele sale sunt, din punct de vedere estetic, sunt perfecte. Păi ei sunt precedentele. Și am zis că nu se situează la un orizont, ei îl spate.
fac și deschid, înlărgesc, pentru aceasta au fost marginalizați, chiar în mediul criticii literare și în mediul și electoratul, dar înaintea electoratului, noi un pic de seama, am fi vrut poate să prezentăm biografia, dar cred că este bine această intrare în miezul subiectului. De altfel, au fost doi factori în cazul lui Baudelaire care i-au determinat această sau i-au aplicat eticheta de marginalizat și au aplicat o altă etichetă pe Florile Răului de volum atroce. Pe de o parte, regimul lui Napoleon III, care cenzura foarte mult, nu doar această operă, dar și altele care erau mai acceptabile. Și al doilea factor este presa. Mulți le confrères, da, sau cei care ar fi trebuit să fie pe aceeași baricadă a esteticului care mergea spre anti-estetic și non-estetic. Să ne amintim că este în paralel, se dezvoltă și naturalismul, în, atât în pictură cât și în scritură. Naturalismul care merge dincolo de vitrina esteticului realismului, obiectivității, observației ca mecanism de a fi obiectiv și a detaliului. Ei merg dincolo, ei chiar sparg vitrina. Naturaliștii arată partea sordidă a vieții, iar simboliștii cred că fac o încriptare în niște formule pe care noi trebuie să le digerăm și cred că aici am spus deja multe despre Baudelaire. A dat de lucru și criticii literare și cititorului pentru sute de ani înainte. Și într-o altă linie intertextuală mi-am amintit de James Joyce, care spunea că am scris un roman care cel puțin 200 de ani va ține, da? Pe toți așa într-o fervoare a interpretării, la fel face și el. Baudelaire, dacă totuși ne propunem să-i facem un portret rezumativ, este un copil dificil. Fără să citesc sursele, voi face trimitere la prezentările criticii biografice și biografismului, inclusiv din Franța, dar și la nivel internațional, care văd în acest geniu, la început, un copil dificil, apoi un adolescent rebel, sarcastic. Și a doua adolescență îi mai pune o etichetă de boiem, ați menționat și dandy, este deja o altă rebeliune și apoi devine critic literar. Deci, după părerea mea, ar fi aceste trei impostaze. Și critic de artă sunt foarte important, pentru că scrie despre pictură, exact. Și scrie despre zorii picturii noi. Adică reperează, are un organ suficient de sensibilizat și o intuiție extraordinară de a vedea zorii unei noi picturi, cum a făcut în poezie, practic, prin ce a scris, prin textele sale despre saloanele de pictură, deja anunță o nouă estetică în domeniul artelor. Foarte important lucrul acesta. Exact. Și face niște schițe care îi însoțesc poezia, versurile. Dacă ați dori să adăugați între aceste trei ipostaze copilul, adolescentul și apoi tânărul. Cred că la fiecare așa au de spus, în primul rând să ne amintim că Baudelaire se naște dintr-un tată care avea 62 de ani la momentul apariției sale pe lume și o mamă tânără de 27 de ani. E o diferență nu foarte obișnuită, ca să zic așa. Își pierde foarte, foarte devreme tatăl, cred că pe la 5 sau 6 ani. 6 ani, da, își pierde tatăl. Mama se remarcă foarte repede cu misiul copii care este militar și probabil că exact lucrul cel mai neplăcut care îi se putea întâmpla unui copil care deja își manifesta libertatea este să aibă un tată adoptiv militar, să impună disciplina, rigoare și o disciplină de asta ca zonă. Pentru că despre Baudelaire se poate spune orice, dar nu mi-l imaginez urmând o disciplină ca zonă. Iată, mi se paralelă, mi se pare aici potrivită. Deci, atunci când tânărul Rilke este dat la școala militară, asta îl omoară totalmente, asta îl frustrează teribil. Pentru că Rilke este un poet, Rilke este de o sensibilitate maladivă, ca și Baudelaire, altminte, și
al supune unei discipline riguroase, asta înseamnă al îmbrăca într-un fel de haină, într-un fel de cămașă de forță. Și cred că lucrul acesta foarte tare l-a marcat pe Baudelaire. Probabil că rebeliunea din prima tinerețe, din adolescență, vine și pe acest fundal de nemulțumire, pentru că cum altfel facem să simte ai voștri părinții faptul că nu suntem de acord cu deși, dacă nu prin mici gesturi de rebeliune. Am citit și eu mai multe biografii că profesorii remarcau mintea lui strălucită, dar pe altă parte nu era foarte harnic, silitor, cum am zice, la studiu, pentru că, de fapt, bănuiesc că îl preocupa altceva. Iarăși, de foarte tânăr, la un moment dat, țin minte, tatăl îl trimite într-o călătorie, tatăl vitric, ca să scape de ea, și ea are revelația exoticului. Ar fi o pagină aparte, de fapt, multe pagini aparte, de vorbit despre întâlnirea cu exoticul în persoana lui Jean Duval, această metisă, care devine amantul lui Baudelaire, care el și scandalizește cu o boală venerică de foarte tânăr și asta îl marchează iarăși foarte tare, dar care îi dă niște libertăți, deci deja nu doar de deplasare în spațiu, dar prin hașișul pe care îl descoperă, prin lumea aceasta, prin paradisurile artificiale, ca să citez un titlu de Baudelaire, acest tânăr simte nevoie de a muta permanent orizontul de așteptare, deci de a merge mult mai departe decât este permis și ceea ce face cu brio deja în text. Și mai este un detaliu care, după mine, este esențial pentru un poet de factura lui Baudelaire. Întâlnirea cu un alt mare poet. Să ne amintim că de foarte tânăr, Baudelaire are deci, revelația lui Edgar Allan Poe, descoperă poezia sa și nu doar poezia, dar și prozele sale care sunt, zicem, și un fel de au un fel de mistică, proze polițiste, côté noir mai degrabă, deci romantismul da. Gothic, da, foarte întunecat, într-adevăr, și haideți să ne amintim că înainte de a publica, volumul, Baudelaire deja publicase mai multe poeme, inclusiv Corbul, de pot tradus în franceză, și eu cred că în cazul unui autor care probabil nu se regăsa în estetica poetică din prima jumătate a secolului XIX franceză, probabil că a găsit un suflet geamăn în Poe și Poe, care și el în poezia americană a revoluționat poezia, a deschis niște orizonturi, cred că sub influența, sub grefa aceasta a lui Poe, Baudelaire cumva se decide să meargă până la capăt, adică să nu fie circumspect, să nu meargă pe jumătate de măsură în ale scrisului. Probabil că Poe, prin viața sa și prin opera sa, i-a dat imaginea unui autor care își asumă până la capăt destinul literar. Și este foarte important, pentru că senzația pe care o ai citind și Florile răului, și Mon Pion Mizanul, și textele sale de Cicorții de la Salome, este că acest om nu a știut jumătate de măsură, deci nu a mers cu, nu și-a aranjat literatura, nu și-a aranjat viața literară, din potrivă, deci a mers cât de tare a putut în adâncime. Modelele, poate ar trebui să dăm și unele definiții, că spunem estetica urâtului sau urâtul, trebuie să spunem că este vorba deja de un concept, nu era vorba doar de un simbol sau un simbol aleatoriu. Pe de altă parte, trebuie să menționăm că atunci când îl numim în model, nu este iarăși doar o etichetă și trebuie să dăm și o definiție, bine, nu definiție academică sau lexicografică pe care o consulți într-un dicționar, dar trebuie să spunem cumva că reprezentativ modele sunt cei après les dieux, dis les français, cei care au venit după zei, după zeități, după Dumnezeu, când s-a renunțat total la o paradigmă teologică. Același Victor Hugo, de ce el a spus că a scris poeme solemne? Era la un orizont al așteptărilor societale, a societății, a canoanelor religioase, până la urmă, că nu prea le-a... Deci nu a fost o poezie incomodă. Da. Modernii vin cu
niște, deci atât forma cât și fondul a ceea ce spun ei sfidează. Après les dieux, da, după Dumnezei, după Dumnezeu. Și aici am putea să-l invocăm și pe Nietzsche, care declară, da, moartea lui Dumnezeu. Da, care avem ceva mai încolo, puțin deci, după deja mult, da. Dar e epoca e aceeași, a doua noi ne situăm până și după, dacă suntem într-un algoritm cronologic. Dar dacă uităm de cronologie, mie, nu știu cum o să vedeți dumneavoastră acest exemplu, dar eu îl văd la, sau în aceeași postură ca și Montaigne, când a venit cu niște texte care toți nu știau, este literatură. Să vorbești și de canibal, și de cravată, și de greșelile gramaticale și să spui că într-o greșeală gramaticală zace și un război, adică da, atunci când ceva e spus sau nu e spus, când o negociere eșuează. În acest sens, și haideți să renunțăm când facem unele paralele sau îi punem pe paliere intertextuale, am putea să renunțăm eventual la această cronologie. Da, ei nu sunt contemporani, dar au această minte modernă, dacă prin modern spunem că s-a renunțat. Și atunci, dacă ai renunțat la principiile și teologice, chiar și metafizice, la un moment dat, atunci, bineînțeles că nu mai sunt jumătăți de măsură. Atunci, da, este toporul Kafka, iarăși. Atunci, da, dacă ești cu toporul în mână, cum mai poți? Oricum ai tăiat într-o regulă, oricum ai detronat un principiu și de aceea am zis că poate fi și non-estetic și anti-estetic. Când vorbim despre florile răului, probabil, anti-esteticul este mai evident. Dar antiesteticul în limbajul criticii literare sau chiar și al teoriei literare nu înseamnă în afara spațiului literar. Este situat în literatură și uritul despre care vorbește Baudelaire în aceste flori maladive ale răului, ale amărăciunii, cum i-a tradus Tudor Orghezi, sau ale amarului, sunt, de fapt, niște postulate ale condiției umane care se regăsește într-un cerc al frustrării. Poate aici fi și Albert Camus. Toate elementele, la un moment, pot fi regăsite. El este, prin excelență, modern. Aici se regăsesc și dadaiștii, și suprarealiștii cu visul, visarea, suprarealitatea. M-aș teme să zic transcendentaliștii, adică romantismul american, dar este și o transcendență aici. Și absurdul există. Numai că, bineînțeles, nu sunt conform doctrinelor care au fost anunțate, dar elementele sunt aici prezente. El e cel care anunță un alt orizont. Și uritul, în cazul acesta, este o alternativă sau este evoluția frumosului. Este trecerea de la la, este tranziția. Și dacă el nu umblă cu jumătățile de măsură, înseamnă că își asumă urâtul în aceeași măsură în care își asumă, îmbrățișează frumosul și urâtul. În Lebeda, în timpul anterior, și de fapt sensibilitatea aceasta o capătă în acea călătorie la care ați făcut mai sus referință. Către India, da. Care nu mai ajunge. Nu mai ajunge, dar oricum pleacă acolo și deschide niște orizonturi. Și deschide orizontul pe care îl vede și la propriu, în fața mării. Deci linia de orizont, marea, ca și Paul Valéry, în fața mării, își simte posibil acest statut foarte tranzitoriu. Omul foarte mic în fața mării, care este nu doar un semnal al infinitului, dar și al trecerii și netăgăduit, autorul nostru înțelege aceasta și de aceea pune urâtul și apoi moartea. Și moartea o pune ca un act absolut. În teologie era o trecere, da? Trebuia să fie cu sintagma, deci trăiai, dar sintagma trebuia să fie nu a prezentului, ci a viitorului. Da, vie. Era resuscitare. Astea erau importante. Și el le-a răsturnat toate aceste canoane ca să spună că viața de aici și la nuii și urâtul și plictisul și stările astea care se dea până la cine și cum și le bobinăm care cum poate,
și moartea nu există nici aici jumătăți de măsură. Da, este ca o ghilotină care cade pe final și cel în care este clasat ciclul cu moartea, dar și pe final, care e moartea manților, moartea nu știu de exact. Și cu asta se termin. Eu aș, mi se pare foarte fructuoasă și această idee spusă puțin mai sus, să aruncăm puțin în aer cronologie, pentru că ea nu este revelator în acest sens, pentru că în cazul unor autori care au influențat deja, iată, peste 150 de ani, peste 160 de ani, de fapt, 160, dacă ne amintim cu ultima ediție din timpul vieții a Fyodor Rău, este la 1861, deci sunt, iată, ani foarte mulți, și putem pune în ecuație niște autori din diferite perioade, dar care au aceeași capacitate vizionară de a sparge orizontul și de a propune altceva. Și prima alăturare mi se pare foarte exactă dintre Baudelaire și Nietzsche. Pentru că în filozofie Nietzsche este un Baudelaire, dacă zicem așa, categoric. Adică el știe foarte bine cum funcționează filozofia, știe, zicem, limbajul filozofic, dar el face o mare poemă din filozofia lui. Se aducă în hău, da, și pășesc în hău, adică ei pășesc pe un teritoriu în care nu există nimic sigur sub picioare și abia prin faptul că, zicem, au această senzație de cădere liberă, au și vertijul imaginar. Mai departe, o altă ecuație foarte potrivită, mi se pare, cu tot ce a însemnat mișcările de avangarde, cu dadaiști, cu surrealiști, pentru că fiecare dintre aceste curente a găsit în Baudelaire ceva, ei după aceea explorau și mergeau mai în adânc. Și să ne amintim că avangarda, care a fost destul de dură cu predecesorii, nu s-a atins de Baudelaire, din potrivă, îl puneau undeva la zei fondator, Après les dieux, c'était lui qui était déjà Dieu. Da, da. Sigur că era deja el, chiar dacă deci într-o lume dezvrăjită. Și asta e un cuvânt foarte important. Pentru că ceea ce face Baudelaire în poezii dezvrăjește, ceea ce devine deja mult prea convențional. Să ne amintim că, zicem, tânărul Hugo, deci avea micile erezii în poemele sale. Era un fel de libertate încă a tânărului când spunea Chateaubriand, Mourien și perioada asta. După aceea, când se clasicizează și Hugo se clasicizează destul de repede, deja tonalitatea lui este una și mai ales în poezie, adevărul spus o dată pentru totdeauna. Or, după mine, poezia este vie cu adevărat atunci când mai degrabă întreabă decât răspunde, mai degrabă provoacă decât îți dă certitudini. Și la Baudelaire, marele provocări vine exact în zona aceasta în care nu mai există înviere, există moarte, dar există și necesitatea omului de a-și vedea continuitatea. Eu cred că felul în care inclusiv și-a construit cartea a fost ca și cum și-a construit un cenotaf în care știi că deci, el nu o să fie, oasele sale nu o să fie în această carte, deci, dar este un monument al posterității sale, a unei posterități în care nu mai există Dumnezeu cel zicem, predicat de Biserica Catolică sau știu eu de societatea pe atunci că nu foarte laică, franțuzească. Și încă ceva. Am pomenit de această relație dintre, zicem, ucenic și maestru Baudelaire în raport cu Alain Poe. Haideți să nu uităm lucrul esențial după mine, că Baudelaire dedică Florile Răului Teofil Gautier, care se deosebește foarte tare, zicem, ca scritură, ca poezie de un Victor Hugo sau alții, care într-un fel este mai apropiat ca spirit, pentru care și acest cote întunecat, această, zicem, viziune mai sumbră asupra vieții, dar oricum încă este mai degrabă tot și printre romantici, nu face pasul decisiv. Dar este romantic. Da, romantic la început. Romantic la început, dar parmesi. Baudelaire a fost ultra-romantic. Da, în sensul. Și apoi. Da, dar și chestia asta deci, de a dedica, de a face cumva o legătură în timp, dar nu să te rupi totalmente de tradiție, dar de a face gestul de reverență cu această dedicație și poți merge mai departe. Haideți să ne amintim că deja una din ediții postume, dacă nu înșel, există o prefață a lui Teofil de Gautier de vreo 60 de pagini, deja după ce moare Baudelaire. Există un studiu practic al lui Teofil de Gautier în care încearcă să-l portretizeze și ca personaj, și amintește de la un moment că a fost vecin chiar de ce au stat în
de aceeași casă, dar că, mă rog, în vecinătate, și încearcă să-l vadă în complexitatea sa și de om și de poet și de vizionar, pentru că acest aspect este foarte important în privința lui Baudelaire, care, iarăși să nu uităm, deci nu trăia din literatură, ajunge să scrie cronici pentru că familia i-a restricționat accesul la moștenire și avea, deci el fiind un risipitor, deci trebuia să-și câștige existența. Da, și risipitor și în sensul, deci bun al cuvântului, pentru că prin ce a făcut și în traduce și, și în textele sale de cronici de la salonele de pictură și în poezie, este și un mare risipitor. Dar iarăși să vedem cum funcționează această relație în care Baudelaire simte nevoia ca și cum unui parent, unui naș literar și atunci îi se adresează lui Gautier, care cumva structurale sunt mai aproape de el, și după aceea felul în care la foarte scurt timp posteritatea îl îmbrățișează altfel decât este după aceea îmbrățișat un Hugo. Pentru că în el totodată se simte această foarte puternică notă a rebeliunii și probabil că toți cei care în literatură au căutat să meargă nu atât pe o cale bătătorită, pe un bulevard deja asfaltat și cu pom pe margine, au mers mai degrabă spre Baudelaire sau după aceea spre Rimbaud, pentru că până la urmă în decizia aceasta este și o anumit fel de a-ți asuma literatura, adică faci o literatură ca să parvii sau faci o literatură pentru că asta este pasul tău neant și asta este expresia ta ultimă a ceea ce poți scoate din tine. În sensul ăsta, sigur că la Baudelaire nu există rabat de la nimic. Tot ce a făcut, a făcut cu sentimentul că face odată pentru totdeauna. Și probabil că și în concepția secolului XIX era un gest destul de radical. Și mai trebuie de adăugat încă un detaliu de care în timpul vieții sigur că l-a dezavantajat, dar după s-a întors în favoarea lui. Pe Baudelaire l-a ajutat biografia pentru a fi în continuare căutat. O biografie absolut calamiteză, deci accidentată, copil rebel, un adolescent inconfortabil, un amant care, deci, la un se desparte de Jean Duval și devine amantul acelei celebre frumuseți care la un era în fond de stea și în saloana lui Teofil Gautier și mai departe. Și moartea aceasta foarte timpurie, la 46 de ani, și moartea, deci, de unde a fugit din familie, moartea, de fapt, în brațele mamei, mama l-a duce la Paris de la Bruxelles și se stinge la Paris. Dar e o biografie suficient de spectaculoasă în partea ei întunecată, încât generații întregi după acele voi mondi să se revendece de la acest înaintaș. Dar nu este cea mai plină de calamități, că l-avem și pe Kafka, Lotria Mou și alții. Da, evident. Da, pentru boemă este undeva... Dar este pentru boemă. A fost cuvântul care mi-a scăpat și cred că este esențial, pentru că Baudelaire institui un fel de boemă, bun, exista în fapt, dar el îi dă un fel de ilustru și acel dandism despre care tot s-a vorbit. Da, da, pentru că vine pe filiera asta și cred că dacă ne uităm atent în scrierile lui Edgar Poe, deja aceste tendințe estetizante de viitor, de se simte cel puțin în poezia lui Edgar Poe, în mod cert există acest, pentru că Poe face un fel de poezie la patru arci, ca și cum ai senzația că poezia este îmbrăcată în smoking și cu... Exact. Și apoi ați menționat faptul că poezia lui Victor Hugo este o poezie așa care merge pe un drum bine, papat, etc. Da. Și, într-adevăr, poezia lui, dacă ar fi să căutăm aici niște metafore, este un bulevard. Este o arteră centrală, inclusiv în literatura franceză și în literatura europeană și, bineînțeles, rămâne a fi și în literatura universală. Pe de altă parte, mi se pare că dacă am căutat o metaforă pentru Baudelaire, el se catapultează
din timpul său și pe cel care îl citește îl catapultează la fel. Și faptul ăsta îl salvează pe rafturile atemporale. Deci el va fi acolo, că s-a catapultat sau dacă în cazul lui Yuguo cumva mergem, suntem pe suprafața terestră, în cazul lui planăm. Poate fi o planare cu o cădere și, da, și cu un final tragic, dar poate fi și o planare dacă, de exemplu, în mine nu rezonează acest spleen, îl înțeleg, dar nu rezonează cum l-aș citi pe Valerie sau pe altcineva, iar în cei care ar rezona și când te identifici exact cu acele stări ale plictisului, ale răului și două, mi se pare mie că sunt acea două repere, mort et remort, el le situează și dacă ele sunt și de consonanță și de asonanță, dar sunt și ele fonetic se potrivesc foarte bine, dar dincolo de acest fond ele au o formă interesantă. Am vorbit despre moarte și am spus că ea este absolută. Și nu promite, nu este promițătoare absolut nimic și acest lucru transformă totul în florile răului și ale urâtului și și pe de altă parte romor, inclusiv în teoria corespondențelor, poetul nostru vorbește poate indirect și implicit despre remușcare. De ce avem noi remușcare? Și atunci când are versuri despre le monde animal, animalité, despre lumea animală, nu sunt acolo regrete, pentru că nu au conștiință. Și vorbește despre acel rechin dormind în valuri, da? Acest rechin care doarme. Da, el este rapace, el distruge, el mănâncă, el înghite, nu are remușcări. Iar omul, care poate fi purtător și este al binelui și al răului, are remușcări. Conștiința. Conștiința. Și mie mi se pare că aici este titlul. Deci în această conștiință a răului, les fleurs, mais les fleurs du mal, florile, această cunună florală și poate am face o juxtapunere, nu știu cum se pretează, dar este ca și Iisus Hristos care își poartă acea cunună de spini și aici la fel, el este un poet care își asumă aceste flori ale răului, care și le pune pe frunte, le poartă și ele sunt la fel de spinoase, de dureroase, de atroce, de abominabile, dar își asumă, se spune, nu atât adevărul, cât exact realitatea. Poate ar fi momentul să menționăm că are câteva teme de predilecție. Una ar fi paradisul pierdut și ați și menționat cu paradisul artificial, dar acel pierdut este pierdut atunci căutăm alte paradisuri și ele sunt doar artificiale. În paradisul pierdut sunt sub teme și motive precum copilăria, candoarea, mitul omului, mitul frumuseții, etc. Și dacă le-aș vedea așa complicat, Malta, care are niște cărți așa mentale, la cealaltă extremă ar fi realitatea, dar nu este definiția realității pe care o înțelegem noi. Este o realitate unde își găsește spațiul, timpul, el este situat într-un timp, trăiește într-un spațiu, și este primul autor care vorbește despre oraș și despre esteticul și antiesteticul orașului, la vilă, despre tablou parisien și o face absolut la 180 de grade de cât a făcut-o Balzac sau alții predecesorii săi. Vorbește despre oraș, această spațializare. Deci, el catapultându-se totodată găsește niște personaje și el personifică spațiul și îl personifică foarte bogat, neașteptat, în acest spațiu animat de un passant, o trecătoare, și această, mi se pare că titlul acesta este unul emblematic, o trecătoare, femeie care este trecătoare, și nu așa cum vorbea Ronsard despre frumusețea femeii care la 18 ani, da, deja 18, 16 și era la limita frumuseții, dar face poate cu mai multă indulgență și îți asume această realitate, ea este trecătoare, noi suntem trecători, frumusețea și toate și ajungem la aceleași flori ale răului.
Păi cel mai teribil text în sensul acesta este chiar Le Charon, deci acel coitu, în care cântă frumusețe iubite, dar deci are în față pe mânta acel coit plină de scompunere și trecerea dintr-un registru în altul, când autorul pune practic altul, iată, deci viitorul tău, dar eu păstrez frumusețea din tine, mie mi se pare teribil, mie mi se pare că asta este una dintre marile teme deja ale modernității pe care Baudelaire doar o anunță, ori toată literatura secolului 20 merge mai degrabă pe traumă, pe ceea ce a deschis Kafka, pe toporul lui Kafka. De fapt, Kafka avea cu toporul și a deschis o rană pe care literatura n-a mai vindecat-o de atunci încoace. La Baudelaire toate acestea sunt. Și foarte important, iarăși, felul în care deci personifică spațiul și registrele diferite în care o face. Pe de o parte, spațiu intim, dar este un spațiu dezvăluit, buduarul în care există femeia, care e femeia reprezentată ca în originea lumii. Pe de altă parte, deci, este spațiul orașului și probabil că da, este primul poet al orașului, mai ales prin ciclul acela al orașului, deci din Flori de Răm, în care orașul nu este descris, orașul devine personaj și el funcționează ca un personaj. Lucrul ăsta este extrem, pentru că după aceea vine Emil Verhan cu orașul sau așa departe și mulți alți autori, dar iarăși pasa sau kilometrul zero se află în cadrul lui Baudelaire. Aș mai atrage atenția asupra un lucru important. După mine, eu nu pot dezlega, este una dintre enigmele lui Baudelaire. Vedem câte... Una dintre foarte multele. Câte pase a dat Baudelaire către literatura viitorului, da. Cât de mulți autori și le revendică, cum este frecventat de fiecare generație, și o să vorbesc puțin mai departe despre traducerea lui Baudelaire de ultimă oră. Dar, pe de altă parte, deci, felul în care Baudelaire, știind să deschidă acestor orizonturi, a avut capacitatea, meseria de a lucra în niște forme tradiționale, să amintim că o mulțime de poeme sunt în formă de sonet, inclusiv corespondente și multe alte sunt sonete, în mare parte sonete dantești, deci două catrene, două terține. Există pe final un sonet resturnat în care avem două terțini și două catrene. Este o formă foarte veche, o formă de la 1200 și ceva. Ori Baudelaire, prin limbajul său dezvrăjit și foarte corporal, pentru că el se desprinde de romantism, de parnasien și are un fel de plus de corporalitate în limbajul său, mai ales când ajunge la descrieri concrete, la persoane, la femeie. Ea este, nu este un fel de zicem, de dicționar, de metafore pus una peste alta, ea are, se simte prezența ei carnală în text. Ei bine, deci acest ecart dintre o formă tradițională și noutatea absolută a mesajului pe care o toarnă în această formă, mie mi se pare formidabil și foarte fertil. Și ajung la ceea ce anunțam ceva mai înainte, acest autor este permanent frecventat din generație în generație de, mă rog, toți poeți. Am cunoscut foarte mulți poeți din diferite culturi, din diferite limbi, n-am prea auzit poeți să vorbească de rău, pentru că este ca un fel de părinte fondator al ceea ce s-a numit poezia modernului, sau inclusiv postmodernității, și mă gândesc cum au simțit fiecare generație, poeții fiecare generație au simțit nevoia să redescopere prin traduceri succesive. Am văzut, de exemplu, o antologie în care la fiecare poemă în franceză al Baudelaire erau date 15-20 de variante de traducere în română. Albatrosul, cred că are peste 50 de variante. Au tradus autori foarte mari, au tradus Arghezi, au tradus Filipidi, au tradus Zeletin, au tradus mai încoace, știu, Radu Cârnece, o mulțime de alți autori, pentru care Baudelaire a înseamnă o eternă provocare. Și, iarăși, mi se pare extrem de fertil pentru un autor când
un alt autor dintr-o altă cultură, și vorbim de cultura română, deci de limbă romanică, își intitulează una dintre cărțile manifest ale sale, Flor de Mucigai. Evident că este o reverență către Baudelaire, deci Argheze și numește cea de-a doua carte Flor de Mucigai, Argheze care tradusese masiv deja Baudelaire, practic toate capodopurile lui Baudelaire erau, existau și în traducerea lui Argheze. Asta înseamnă vitalitatea unui autor când fiecare cultură și îl revendică și îl digere în felul său și asta, pe de-o parte, deci, îl păstrează în centrul atenției, pe de altă parte, se ia exact fermenții care aduc noutatea, pentru că în orice autor există o parte de opere care foarte repede se așează în raft și rămâne acolo, ca și cum e deja intangibilă. Există o parte de autor, de orice opere, care încă fermentează, ca și cum încă nu și-a spus ultimul cuvânt în domeniul ăsta al fermentării. Și probabil că din secolul XIX, Baudelaire și Rimbaud sunt poeții care au fermentat cel mai mult în culturile europene. Exact. Și atunci când este acuzat, inclusiv pentru Florile Răului și pentru cele șase, în special pentru cele șase poeme pe care trebuie să le retragă ca să fie... Le-aș retras în niște șaizeci. A abordat niște tematici care astăzi sunt la ordinea zilei, bine, nu sunt unanim acceptate, dar, de fapt, el, atunci când a zis că vous qui accusez, da? Voi cei care acuzați că acest limbaj este obscen și, într-adevăr, are multe zone de obscurantism și obscenitate și poate are și limbajul licențios, dar nu este, nu atât limbajul, cât formele și interpretările și simbolurile implicitului sunt, cumva, mai avangardiste. Pentru acele timpuri, dar și în general, rămân a fi foarte ca niște elemente satelit unei societăți, indiferent de evoluția, progresul, evoluția mentalităților în acea societate. Și aceste forme satelite își dau acest statut de atemporal. Și poate și explicația poetului, nu trebuie să mai căutăm alte explicații atunci când ne spune că morala și poezia sunt cumva în paralel. Nu trebuie să căutăm morala în poezie sau, acum ne dăm seama că este vorba de o morală a timpurilor, a vremii. Vremurile se schimbă și am văzut că se schimbă morala și a vremurilor, legile moralității. Ele devin mai permisive. Chiar și biserica și-a revizuit canoanele și decalogul, etc. Deci toate au evoluat. Și poezia uneori vine să spună lucruri care deranjează, dar asta nu înseamnă că ele sunt urâte. Iar florile ale răului sau ale mucegarilor probabil sunt acea fază sau ipostaza finală a unui frumos de altă dată. Și aici văd o altă, că am zis că două teme de predilecție. O a treia temă de predilecție ar fi contradictoriu. Poate nici nu este o temă, este un leitmotiv. Toată dualitatea dintre bine și frumos, dintre Dumnezeu și Satan, că el spune Dieu e Satan, Ciel e Infer, cer și iad, infernul, le situează altfel decât a făcut-o Dante, dar sunt critici care l-au și identificat undeva ca un Dante al secolului al XIX-lea, întrucât Dante este la răscrucea nu doar a unor vremuri și secole, dar chiar a unei tranșe masive de timp, deci 1000 de ani de Ev Mediu și un pas pășit într-o altă epocă. La fel probabil face și Baudelaire și va păși și va devansa timpurile nu doar pentru un secol, două. La fel dacă îl comparăm cu Dante. Mi se pare foarte bună comparația cu Dante. Am publicat la cartier anul acesta o lectură a lui Dante de Laszlo Alexandru. Sunt trei volume, câte 800 de pagini fiecare, în care Laszlo Alexandru analizează vers cu vers Divina Comedie. Cu toate versiunile, cu toată critica care s-a scris despre și spune același lucru. Deci,
spune că, de fapt, Divina Comedie a însemnat prima mare operă, prima mare capodoperă laică, dar evident cu trimitere la, la religie, la, la cultura așezat creștină. Așezat la orizont teologic, da. E adevărat, așezat la orizont teologic foarte exact. Și Dante își percepe lucrarea sa ca un fel de a cincea Evanghelie, pentru că era foarte conștient de impactul ei. Și impactul ei se vede și acum, adică au trecut 700 și ceva de ani de la, de la scrierea acestei lucrări și ea este una dintre capodoperele mereu active în societatea deci, europeană și nu doar. Cred că și poezia lui Baudelaire, sigur că la altă scară, pentru că nu mai e vorba de enciclopedismul acela, nu mai e vorba de toate acele referințe teologice care la Dante funcționează ca niște link-uri, ca să vorbim într-un limbaj modern, el doar dă cu tare sau cu tare citat sau referințe și noi știm și cititorul din timpul său știe despre ce este vorba. La Baudelaire funcționează puțin altfel. Dar mod sigur că Baudelaire este unul dintre deschizătorii de drumuri pentru literatura contemporană, despre care se va vorbi și peste 500 de ani și peste nu știu câte secole, pentru că el operează o schimbare fundamentală. El recentrează discursul pe om, pe, inclusiv pe clarobscurul omului, nu pune doar în lumină sau doar un om măreț, un om renascentist. La Baudelaire, omul este omul cu slăbiciuni, cu pasiuni și asta îl umanizează odată în plus. Cred că tocmai prin această sensibilitate față de tot ce înseamnă vulnerabilitatea ființei umane ne convinge în ultimă instanță Baudelaire, pentru că sunt foarte mulți autori foarte buni caligrafi, cu o extraordinară retorică, inclusiv parnasieni care erau extraordinari ca și retorică, dar senzația la recitire după niște decenii sau secole deja e că sunt niște autori puși în, ca niște bibelouri foarte frumoase puși în raft, dar care nu transmit o anumită căldură umană. Ori, prin ce picerește Baudelaire și Rimbaud pe urmele lui, este tocmai prin această căldură umană care vine de la un om suferind, de la un om. Dar aș zicea ceva, și asta nu înseamnă că nu sunt de acord. Din potrivă, el nu a căutat căldura umană. Da, dar e că comunică, culmea. Totul rece și face duș rece. Îți vine așa cu sucoim jaison, așa țâșnește, punem și vine spre tine așa un jet rece de apă, ori te doboară, ori te călește. Și mai este o senzație pe care o ai atunci când o citești, dacă este exact ca un ascensor, poezia sa poate să te coboare undeva foarte adânc. Da, și cu viteză foarte mare. Uneori poți să te temi de acea adâncime și atunci aș zice că nu este centrat pe om, ca spune ceva ambigu, dar este centrat pe sensibilitatea subconștientului uman. Dacă putem să punem, bine, ne permitem așa niște metafore care nu le punem pe teritoriul specializat sau a specialiștilor în psihanaliză, în psihologia profunzilor la Carl Gustav Jung, dar este un subconștient aici și acest subconștient a fost sensibilizat la nivel de lectorat, a sensibilizat imaginarul subconștientului colectiv și de aceea va persista, că subconștientul nu este direct subordonat timpului convenției, nici măcar religii. Este un subconștient așa care vibrează și noi că nu am prins toate vibrațiile și de aceea Dante merge pe alte hiperlinguri. Aici eu văd că aceste hiperlinguri ar fi niște formule care noi acum le citim într-un fel și posteritatea le va putea descifra, că acel ascensor se va putea duce și mai adânc în om. Noi atâtea nu cunoaștem despre conștiința, despre cele patru structuri, dintre care una este cea de veche, noi o cunoaștem mai bine, supraeul, nu prea, când apar vocile duble, inclusiv la suprarealiști, și pe urmă Natalie Sărot și ceilalți așa, că mi-au venit doar aleatori niște nume, deci ipostazele duble, eu, non-eu care vorbește, inclusiv aici există această ipostază dublă a celui care vorbește, sau el se șterge absolut din text și lasă vinul să vorbească. Deci și aceasta este o tematică foarte interesantă.
Și din start trebuie să spunem că cei care încă nu și-au dat seama sau nu cunosc acest lucru sau confundă, nu a fost un alcoolic. Prietenii din cercul foarte intim spun că el consuma foarte puțin vin, că un prieten menționează că dacă deschideai o sticlă cu el, nu consuma, adică nici măcar jumătate de sticlă, așa, un pic, dar totodată postura acest anivrevul, îmbătați-vă, dar era o... folosește vinul, mi se pare mie și mi-asum această subiectivitate, vinul ca o intrare în subconștient, pentru că noi când suntem cu ego-ul foarte de veche, da? Rațiunea dictează ce spune, ce face, supra-eul își mai spune cuvântul, și atunci suntem foarte încorsetați în totul ce ni s-a pus în noi, în codul nostru genetic, în memoria noastră, care nu este un activ, dar este masivă, nivelul cod genetic, etc. La toate preceptele, la educația din copilărie, care este și rămâne fundamentală, chiar dacă noi ne coraportăm la ea diferit de-a lungul vieții. Iar la el toate acestea cumva au fost foarte șubrezite de la început. Și atunci el merge pe un făgaș, da, nu chiar creștin, da, nu chiar corect, dar morala sa nu încalcă flagrant nimic și nu o face gratuit, o face numele arte. Și atunci când îi îndeamnă pe toți, pentru mine, dacă ar fi să aleg doar un poem, ar fi ăsta, în evreu, acest poem în proză, deși este frumoasă versificația și nu trebuie să o spun eu, toată lumea își dă seama, dar poemul ăsta în proză mi se pare că este acea pastiluță în care s-a comprimat tot universul. Este acel principiu de hologramă sau, unde s-au pus toate temele, s-au așezat foarte comprimate. Este nano-opera sa. Acolo este și principiul vinului care este personificat, și a orașului, și a virtuții, și a poeziei, poezia cu majusculă, a artei, a sacrificiului. Și el zice, puteți să vă îmbătați cu ce doriți, dar trebuie să o faceți, adică să nu rămânem plafonați, să nu ne situăm într-o rutină care, da, a cărui act final cunoaștem care este. Și atunci, ca să suportăm de-a lungul, el propune niște alternative, când trebuie să fii creativ, să generezi ceva, etc. Și aceasta ar fi o altă pistă de reflecție foarte lungă, chiar infinită. Da, și am putea spune și faptul că aceste poeme în proză cumva îl apropie și de Illumination de Rimbaud, pentru că și în Illumination Rimbaud deja întoarce spatele la poetica aceea, cel puțin ca formă tradițională din poeme, din Bateau-Ivre și așa mai departe, și are niște intuiții fulgerătoare despre ce abia urma să devină literatura, adică această mult mai interiorizată, mai răspunditoare în ceea ce înseamnă tenebrele omului, subconștientul omului. Subconștientizată. Da. Și aici, după mine, o paralelă foarte fertilă. Aș mai spune, apropo, de această necesitate a culturilor mai tinere, pentru care, oricum, cel puțin pe durată foarte lungă, cultura franceză, literatura franceză a fost un fel de far călăuzitor, pentru că în secolul XIX, în mod sigur că literatura, poezia și proza franceză a fost una dintre referințele majore și ulterior, deci în toate culturile, mai ales europene, dar și din America Latină, numele mare din Franța, că e vorba de Hugo, pe de-o parte, pentru anumit fel de literatură, că e vorba de Baudelaire, triada acestea, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, pentru un alt fel de literatură, ele au fost niște referințe care au formatat după acea literatură și revin la ideea cu care am început acum, cred că deja vreo oră, Baudelaire care traduce din Bo, și acum autori tineri de astăzi care traduc din Baudelaire. Și voi da o referință, deci evident că înainte de a veni încoace m-am uitat foarte atent ce s-a mai tradus, câte ediții are Florii Rău la Palatul Românești. Am văzut aici o ediție făcută de Zeretin, deci
ceva mai înainte, dar am găsit o ediție foarte recentă. Imaginați-vă că acum câțiva ani de zile, un foarte bun poet și romancier român contemporan, care e născut în 54, deci are abia 60 și puțin de ani, a tradus integral, absolut integral, Florile Răului, ceea ce se întâmplă mai. Deci n-a scăpat niciun text, inclusiv sunt acele 6 poeme pe care le-a scos, a fost nevoit să le scoate din ediția din 61. Mai mult decât atât, deci e vorba de Octavian Sovian, am uitat să spun numele. Deci Octavian Sovian face această ediție pentru editura Max Brecher și pune și acea prefață a lui, acel text al lui Teofil Gautier în joc de, deci, către aproape 60 de pagini la care mă referisem ceva mai înainte. Și astfel avem o ediție completă a Florilor Răului, scoasă în limba română, scoasă recent, deci în deceniul care tocmai s-a încheiat. Mie mi se pare lucrul ăsta extrem de fructuos, pentru, inclusiv pentru literatura tânără, pentru care, zicem, zeii, dar nu Pantocrator, nu Zeusul absolut, dar zeii din fiecare cultură. Și aici mă gândesc că, sigur că la Triada pe care vorbeam de Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, dar și la Walt Whitman, dar și la Kafka, dar și la alți autori din diferite culturi care au fertilizat tocmai literatura modernă, care au fertilizat mai degrabă solul acesta pe care a pășit de la un moment dat literatura modernă. Pentru că să nu uităm că în orice epocă există și suficienți autori care merg cumva pe un drum mai mult sau mai puțin tradițional, aproape că pavat, am putea spune. Și sunt autori care sunt mai puțin convenționali și care exact asta încearcă, să nu repete, să nu meargă pe pașii altcuiva. Cred că Baudelaire este cel care mai degrabă și-a făcut proprii pași și este autorul de la care pornesc drumurile, nu spre care duc, pentru că este mai cu seamă fertil prin posteritatea sa. Dar este și autorul prin care trec unele drumuri. Și acum mi se pare mie că așa o metaforă aici, ca să fiu înțeleasă, o metaforă de sport. Este exact ca golgheterul care pe ea pasă de la cineva și el marchează golul, dar de la cineva a preluat această pasă. Cred că el este exact în această ipostază, că a preluat de la mai mulți. Poate nu a făcut-o conștient, inclusiv de la maestru pe care pe unul pe care l-a tradus, și l-avem aici și portretul lui Edgar Allan Poe, și pe altul pe care l-a idolatrizat la un moment, bine că fiecare și critic literar sau autor scriitor care se formează are etape de trecere, de transformare, și s-a proiectat inițial într-un maestru care era deja filmat și ulterior cred că l-a depășit, l-a largement dépassé, bineînțeles. Este, bineînțeles, deschizător de drumuri, dar este cel care a știut să marcheze un gol. Deci a preluat pasele și a dat golurile fără rezerve. El a deschis un teritoriu huiduit, ca să zicem așa și ca să spunem mai multe. A fost foarte huiduit la vremea sa. Și probabil că aici se reconfirmă acea regulă de limite excepții și viceversa. Pe cei pe care critica nu poate inițial să-i primească total. Ei nu integrează sistemul existent, înseamnă că ei vor crea altceva, sau pică din grilă, sau creează altceva. Foarte bună remarcă aceasta. Haideți să ne amintim că la un moment dat Baudelaire a candidat pentru Academie franceză și criticul Saint-Beuve l-a convins să nu, și pentru că oricum nu se încadra. Da. Lucrul ăsta e important, pentru că, într-adevăr, dacă nu ești prins de o anumită critică academică și incorporat într-un anumit sistem, ai șansa, fie într-adevăr, să cazi. Ai neșansa să cazi în sistem sau, din potrivă, să-ți creezi un propriu sistem, să devii tu un punct de reper. Și dacă tot ne învârtim asupra acestui detaliu, aș mai spune ceva care ține
de partea biografică, dar poate mai mult decât atât. Ziceam ceva mai înainte de mita aproape geometrică a lui Baudelaire, care și-a construit cartea ca un univers în sine, cu acele deci, cicluri masive sau mai puțin, deci unele sunt destul de succinte. Moartea, de exemplu, sunt doar 6 sau 7 texte, Orașul, iar sunt doar câteva texte, dar este ca și cum și-a construit o lume încheiată, rotundă, cu un relief foarte, foarte accidentat, un relief nu doar plat, dar diferit în funcție de ciclu. Și această conștiință a operei închegată, să ne amintim că în ediția din 61, ultima în timpul vieții lui Baudelaire, este silit să scoate cele 6 poeme care deci, deranjează, dar adaugă altele 35 de texte și atunci el își încheie, își încheie cu 6 ani de fapt înainte de a se stinge de viață, își încheie opera poetică și această conștiință a unei opere finite este importantă la Baudelaire, pentru că cel felul în care își scrie textele, adică scritura lui este una definitivă, nu prea poți după aceea să umbli cu versuri. Și detaliul pe care deja, mă rog, ține deja de biografism, dacă vreți, în 2012 am fost la un festival de literatură în Belgia și ultima etapă s-a întâmplat la Namur și toți, deci, Baudelaire care a stat și la Bruxelles și a venit la Namur. Și dacă vă puteți imagina că la mulți ani după ce s-au consumat evenimente și acum la Namur, toți poeții din Namur au ținut să-mi spună că în biserica aceasta Saint-Luc, Baudelaire a avut atacul de apoplexie și a fost luat și dus. Adică omul care a marcat nu doar poezia, a marcat și spațiul prin care a trecut și lucrul ăsta mi se pare extrem de important, pentru că sunt autori care unor lasă o operă fundamentală, dar ea se întâmplă cumva pe un cer mult deasupra Pământului. Ori, în cazul lui Baudelaire, și prin poezia sa, și prin viața sa, ai acest sentiment că pășești pe urmele poetului, pășești pe urmele autorului, pășești pe urmele personajelor sale. Și probabil că asta este o condiționează iarăși o foarte mare forță de atracție. Nu este un poet abstract, deci este un poet a cărui prezență, a cărui care vrei să te adresezi cu mon semblable, mon frère. Și cred că asta este una dintre definițiile poeziei lui Baudelaire, această confraternitate. Probabil exact pentru acest fapt că nu s-a situat doar în structura aceasta a psihicului de veche și a raționamentelor, dar a coborât mai jos în noi, în subconștient. Și acolo au putut deja să joace pe toate strunele foarte sensibile, uneori delicate, uneori mai ascunse, mai definite. Nu întotdeauna suntem gata să citim toate poeziile. Este o operă care se deschide, dar că nu la toate paginile. Este o operă care va avea o mare perspectivă și în prospectivă văd și acest discurs prozopopeic și nu este o poezie bahică, dar prozopopeia aceasta unde ne propune, unde vorbește obiectul sau discursul vinului. Acest discurs sau vinul, bine, ales să fie vinul, putea să fie altceva. Și așa cum am zis, mi se pare că acest vin care vorbește este o altă voce a rațiunii. Anticii doar spuneau că vine adevărul și cumva le leg așa. Dacă cineva nu ar fi de acord, bine, noi asumăm acest drept al lecturii, dar cumva așa le-am legat. Și, bineînțeles, refuz din start, așa cum au făcut și alții, această etichetare care ar fi o poezie bahică și nu este. Și nu vedem deloc pe Bacchus nicăieri. Este exact această... ne propune să renunțăm la niște cătușe, la un corset, chiar și la o mască. Tată, măștile fiind acum în polisemia măștilor. De altfel, mi se pare că ar fi foarte interesant ca să ne întrunim într-o discuție unde s-ar vorbi din diferite perspective, un semiotician, un semantician, un lingvist, poate și un filozof, deși Baudelaire nu este filozof, el foarte mult investește în... este poetul filozof. El investește foarte mult în această polisemie și are o polisemantică a lucrurilor, a spațiului care vorbește, a lucrurilor care vorbesc și a oamenilor care simt. Și aici mi se pare foarte îndreptățită această alegere, întrucât, așa cum spunea Voltaire la timpul său, omul a inventat la Baul cu
cuvântul ca să mintă, ca să se ascundă în el, să amăgească. Și atunci el le dă dreptul la parol, la a vorbi, a se exprima lucrurilor și orașului și mai puțin omului care prin florile răului poate să și mintă. Sau o face uneori, nu mințim întotdeauna, și o facem uneori involuntar și nu mințim, uneori mințim ca să nu rănim, alteori mințim ca să nu doară, sau nu are nevoie nimeni de acest adevăr, etc. Mi se pare mie că atunci când interpretăm și volumul, și culegerea, și opera pe ansamblu bodleriană, este bine să definim de la început și regulile jocului și să menționăm că el nu lansează atât concepte cât stări, dă niște stări. Conceptele se modifică, ca și valorile. Valorile se modifică, principiile nu. Și atunci mi se pare că el a dat niște stări și s-a bazat pe niște principii. Și acestea cumva sunt dincolo de timp, dincolo de cunoașterea noastră actualmente, da? De cei ce nu putem să înțelegem. Pentru că uneori îl citești, ai înțeles atât de multe, exact ca și cu pianistul care a cântat la pian și cineva zice, spuneți, vă rog, despre ce ați vrut să comunicați în această, și eu s-a înclinat, s-a așezat la pian și a mai cântat odată și zice, iată ce am vrut să spun. Mi se pare că poetica bodleriană face la fel. Și putem să ne tot întrebăm și să găsim răspunsuri și este și aici, prin excelență, un model, în sensul că largheța, generozitatea ideilor, deschiderile pe care le creează sunt uneori efraiant, tocmai ne înspăimântă câtă deschidere poate să aducă un text și câtă deschidere poate fi aici, pe suprafața psihoafectivă și cum poate să ne joace pe degete toate vulnerabilitățile naturii umane. Și nu ar trebui să fim supărați pe el că ne spune și despre urât, și despre trecere, și despre ceea ce deranjează și șochează, și despre faptul că vrei să intri în ascensor și imediat ți-ai putea da seama că nu există o podea acolo. Deci toate aceste stări. Dar ceea ce a păstrat, mi se pare că de la romantici, eu fiind ultra-romantic, a fost dualitatea între ceea ce avem și ceea ce ne dorim, ceea ce suntem și ceea ce visăm să fim. Și aici se situează pe un palier foarte comun cu Flaubert, care s-a proiectat în Madame de Bovary cu această poetică. Și uneori, în această dualitate, poate să fie doar un pas, poate să fie un hău de netrecut, dar mai frustrant este că noi îl vedem, înțelegem. Și asta este totodată și frustrarea florilor răului. Dar și, iarăși mesajul că, uite, vizitați acest teritoriu, este ca o parașută. Te parașutezi undeva, te catapultezi și apoi, dacă ești pregătit să revii, devii oricum schimbat. După ce închizi această carte, este o schimbare de atitudine, cel puțin de atitudine a unei sensibilități artistice, a ochiului care privește lumea și o vede deja altfel, o vede dincolo de obiecte, o vede în simbolistica obiectelor, în semnificant și semnificat. Mă gândeam de să pornim deja și de la experiența mea a scrisului. Dacă există autori cărți care la anumită vârstă au un impact atât de formativ asupra noastră, încât ne schimbă ceva din temelii. Și, nu vorbesc doar de experiența mea acum, am o mulțime de prieteni cu care discutăm despre una alta. Evident că în orice discuție apar niște nume, foarte repede apar niște nume. Și dacă aș face așa un fel de aș încerca o generalizare și poate cu asta să știm, ca să putem să ne revedem, să deschidem și alte piste despre Baudelaire și nu numai despre poezia modernă, se poate spune că în autor care a influențat probabil cel mai mult spre această deschidere spre modernitate, în poezie, în mod sigur că este Baudelaire, urmat de aproape de Rimbaud și Mallarmé,
La fel cum în proză este Kafka, care, mă rog, a scris într-un fel absolut admirabil, spre un lume îngrozitor de efraian, de urâtă și de tulburătoare. Și probabil că șansa căci acestor autori constă și în faptul că au o forță de persuasiune atât de mare încât la fiecare generație reușește să se schimbe ceva din vectorul scrisului. Adică nu poți să scrii la fel după ce o citești prin Baudelaire. Deci sunt autori care îți schimbă paradigma interioară și asta mi se pare absolut determinant în cazul lor. Ar fi păcat să încheiem fără... Da. Și atunci s-a încheiat și sfera, s-a încheiat sfera discuția noastră. Am putea, bineînțeles, să ne oprim la orice pagină. Propun să citim din corespundent, le corespondenți care sunt reprezentative pentru poetica baudelaireană. Natura e un templu, ai cărui stâlpi trăiesc și scot adesea tulburi cuvinte ca într-o ceață. Prin codrii de simboluri petrece omul în viață și toate îl cercetează cu un ochi prietenesc. Ca niște lungi couri unite în depărtare, într-un acord în care mari taine se ascund, ca noaptea sau lumina, adânc, fără hotare, parfum, culoare, sunet, se îngână și-ți răspund. Sunt proaspete parfumuri ca trupuri de copii, dulci ca un ton de flaut, vers ca niște câmpii, iar altele bogate, trufașe, prihănite, purtând în ele avânturi de lucruri infinite, ca muscul, ambra, smirna, tămâia, care cântă tot ce vrăjește mintea și simțurile.